Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. După câte v-ați obișnuit, intrăm în casele domniilor voastre cu cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre domeniul învățământului, un domeniu destul de sensibil în societatea noastră și vom încerca să punem punctele pe ei și din situația creată la moment. Salut prezența în studio a doamnei Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și a doamnei Rodica Guțu, șeful Direcției Generală Educație, Tineret și Sport. Bună seara, bine ați venit la Reflector Analitic. Doamna Ceban, lucrurile sunt destul de interesante în Consiliul Municipal Chișinău după alegerile locale, care și ele până la urmă s-au cufundat într-o serie de probleme. Vreau să vă întreb, spuneți-mi, vă rog, care este starea de lucru astăzi în Consiliul Municipal Chișinău și care sunt propunerile cu care veniți dumneavoastră, consilierii PSRM, în Consiliu după aceste alegeri? Vă rog. Starea de lucru în Consiliul Municipal este o stare lucrătoare. Vreau să vă zic că fracțiunea Partidului Socialiștilor și eu cred că și celelalte fracțiuni care au fost astăzi prezente după alegeri care de acum s-au finisat așa cum s-au finisat, s-au apucat de lucru, parcă nici nu am fost în alegeri, fiindcă noi, toți consilierii, avem o datorie și o obligație față de cetățenii care ne-au delegat în acest Consiliu. Și desigur că probleme zi de zi sunt foarte multe, sunt probleme care așteaptă și sunt probleme care nu așteaptă. Aș vrea să vă spun dumneavoastră că în afară de ceea că sunt problemele cetățenilor foarte multe, fracțiunea Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal permanent și-a trasat ca să fie alături și de cei angajați care urmează să execute atât legislația cât și toate deciziile Consiliului Municipal. Și iată, noi deja, chiar la prima ședință, după alegeri, am venit cu proiecte pentru angajații unor subdiviziuni. La concret, dacă să vorbesc, am aprobat un proiect cu 300 de asistenți personali. Asta ce înseamnă? Înseamnă că asistența socială poate angaja deja încă 300 de asistenți personali care de ani de zile așteaptă în rând să fie angajați cu carnet de muncă și stagiu, să aibă măcar spate la pensie, cât de cât să primească o pensie. Și cel mai important a fost că aceștia sunt pentru persoanele cu dizabilități severe, care sunt țintuiți la pat, care nimeni nu au copii, nimeni nu poate îngriji și în calitate de acest asistent personal poate fi angajat vecinul, o rudă sau cine îl acceptă această persoană. Și alt proiect care într-adevăr a fost la inițiativa Partidului Fracțiunii Socialiștilor, dar să știți că noi orice proiect de decizie avem așa o practică în fracțiune că ne ascultăm părerea la fiecare consilier membru a echipei noastre și totodată nu în ultimul rând uităm și de poziția, de propunerile, de părerile tuturor conducătorilor, subdiviziunilor în care acești angajați își fac activitatea. De exemplu, noi am aprobat și un proiect pentru că a apărut, dumneavoastră singur ați fost martor, când a apărut foarte multe chiar și proteste referitor la ceea ce se întâmplă atât în instituții de învățământ primar și secundar, cât și în grădinițe. Și noi le-am aprobat în proiecte de decizii ca pentru acest an, deoarece la 1 septembrie, în luna septembrie, toți profesorii vor primi un ajutor material unic de 500 de lei ca să și-l gestioneze, fie pentru rechiziții de birou, pentru materiale didactice. Poate e puțin, dar ne propunem pe anul viitor, când va fi deja perfectat proiectul în prima lectură, să fie 1000 de lei inclus pentru, la acest capitol. Și doamna director a fost foarte receptivă atunci când am venit cu propunerea ca dat să identificăm care personal, care e numărul personalului didactic, care astăzi, măcar cât de cât, să le acoperim unele cheltuieli la transport,
Doamna Nemirincu din platforma Partidului Popular European a venit cu propunerea la medicii de familie și asistentele medicale a medicilor de familie să le dăm abonamente. Și iată s-a aprobat chiar în prima ședință și aceste proiecte. Da. Doamna Guțu, dumneavoastră, iată în calitate de șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, haideți să trasăm, nu știu, care ar fi principalele obiective pe care le aveți în față pentru următorul jumătate de an, următoarea jumătate de an și să în același context, pentru că suntem în perioada estivală, tot aici aș vrea să vă întreb despre ceea ce beneficiază copiii la capitolul odihnă. Pentru următoarea jumătate de an ne-am trasat destul de multe activități, doar înțelegem foarte bine că putem să le reușim să le realizăm doar având un parteneriat foarte eficient cu Ministerul Educației, Cercetării, Culturii, cu administrația publică locală, cât și cu părinții. Dat fiind faptul că atât beneficiarii cât și actanții educaționali au anumite viziuni asupra sistemului educațional. De aceea, astăzi constat că avem o colaborare foarte eficientă cu Ministerul Educației, dat fiind faptul că de câte ori venim cu anumite propuneri ce ține de eficientizarea procesului educațional, de reactualizarea anumitor acte normative, suntem ascultați, viziunile noastre se ține cont de ele și sunt puse în aplicare. Totodată avem și un parteneriat cu administrația publică locală, pentru că tot ce ține îndeoseb de problemele instituțiilor de educație timpurie, încercăm să le rezolvăm de comun acord și ni se pare că ne reușește la moment. Doamna Ceban spunea ceva despre salariu, despre aceste inițiative de a modifica un pic salarizarea. Aș vrea să vorbesc din start despre ajutorul material despre care a vorbit doamna Ciobanu. Deja suntem, iată, la o jumătate de an de când este pus în aplicare ordinul ministrului, prin care este stabilit nomenclatorul de acte normative pe care urmează să le dețină un cadru didactic. Ceea ce nu am avut până astăzi și a fost un document cu adevărat necesar, întrucât cadrul didactic lucra pe multe, multe hârtii, undeva inunda activitatea cadrului didactic și rămânea în umbră elevul. Astăzi este stipulat clar care sunt documentele pe care urmează să le dețină un cadru didactic și ajutorul acesta material își feresc că este susținut de profesorii noștri, dat fiind faptul că au nevoie de procurare de literatură suplimentară, de mai știu eu, multiplicare de documente, mape, deci birotică, ceea ce într-o măsură oarecare ar acoperi. Despre ce sumă vorbim, ca să înțeleg și telespectatorul? Vorbim de suma de 1000 de lei pentru un an de studii. Respectiv, acești bani vor beneficia toate cadrele didactice? Din sistemul educațional, din învățământul secundar, din nivelul 1 și 2. Bun, vroiam ceva să ne spuneți și la capitolul odihnă, până o să rog regia ca să facem legătură telefonică cu Alina Coropceanu, profesor de limbă română, Liceul Petru Zandipru, pentru a afla poate din prima sursă care este starea de lucruri acolo. Între timp, doamna Guțu, ziceam despre copii și despre odihnă. Anul trecut au existat anumite carențe. Anul ăsta s-au înlăturat? Copiii pot să se odihnească? Anul acesta vom avea 18.686 de copii care vor beneficia de foi de odihnă la tabere. Eu vă rog ca să țineți minte gândul. Este în legătură telefonică cu noi doamna Coropceanu. Bună ziua, vă salut! Da, doamna Coropceanu, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre sistemul educațional din municipiul Chișinău și nu numai. Prezenți în studio sunt Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC și Rodica Guțu, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Astăzi, în studio s-a pomenit despre o anumită sumă de bani care urma ca să beneficieze, de fapt, cadrele didactice. Doamna Guțu ne spunea despre 1000 de lei pe parcursul unui an întreg de studii. Vă rog. Da, este o experiență inedită și cred că este un suport extrem de binevenit pentru evidența tuturor documentelor școlare din nomenclatorul aprobat. Spuneți-ne... Nu am mai trăit o asemenea experiență până acum. Spuneți-ne, vă rog, cât de necesare erau aceste mijloace financiare pentru acoperirea altor cheltuieli existente? Sunt foarte necesare. Un profesor are nevoie de un suport pentru toate
documentele școlare pe care trebuie să le elaboreze. Realizăm proiecte didactice de lungă durată, proiecte didactice pe unități de învățare, proiecte ale activităților extradidactice și un profesor are nevoie de acest suport financiar. Doamna Cropceanu, dumneavoastră enumerați un șir de necesități pentru buna desfășurare a procesului instructiv didactic, dar până la urmă 1000 de lei este o sumă suficientă pentru a face față prețurilor la ziua de astăzi? Evident că ne-am dorit să fie suma aceasta mai mare, dar ne bucurăm, eu personal mă bucur și pentru această 1000 de lei, pentru început, că n-am mai fost până acum. Ultima întrebare, cred că în cadrul acestei intervenții telefonice, spuneți-ne, vă rog, cadrele didactice, pornind de la persoana dumneavoastră, simt cumva susținerea Consiliului Municipal Chișinău în activitatea pe care o desfășoară și de mijlocii și din partea direcției. De ce nu? Iată, prin această inițiativă, cred că o să simțim foarte mult această susținere. Din moment ce până acum nu am avut niciun suport financiar în această privință, cred că este un început extrem de bun pentru a simți această susținere a Direcției Generale a Consiliului Municipal. Da, eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere exprimat și chiar vreau aici să intervină și doamna Ceban. Vă rog, doamna Ceban. Am ascultat colega și vreau să vă spun un singur lucru. Da. Știți, profesorii noștri sunt prea modești. Da. Doamna director Guțu, aceeași poveste. Fiindcă noi, când am perfectat proiectul de decizie, am pornit de la articolul 140, legea 152, codul educației. Da. Și eu mă întreb atunci, când doamna director a spus că este ordinul Ministerului Educației, unde a fost aprobat numărul ordinului 634, care a aprobat nomenclatorul unic pe 2 sau 3 pagini, numărul documentelor care obligatoriu un profesor, un cadru didactic, trebuie să le îndeplinească. Și eu, ca consilier, mă întreb, fracțiunea ne-am întrebat, făcând cunoștință cu acest ordin, mai citind încă o dată codul educației, ne întrebăm, bine, dar și-au pus întrebarea administrația publică centrală, cum, de unde vor fi acoperite aceste cheltuieli? Și vreau să vă zic de ce apare la mine întrebarea asta și la fracțiunea noastră. Spune. Tot timpul noi ne dorim să avem o capitală europeană, da? Toți fac trimiteri la Cartea Europeană că avem autonomie locală, da? Dar de ce nu avem la concret autonomie locală, conceptuală, organizatorică, dar principală nu avem? Autonomie locală financiară. Ca fiecare director, fiecare conducător a unei instituții să-și poată gestiona, să-și poată planifica, nu în limitele puse în baza unor legi învechite, dacă vorbim și de legea 355, e de la papură vodă învechită, oameni buni. E trebuie să fie schimbată, nu cu 10% pentru acești dascăli care au nevoie și nimeni niciodată nu i-a întrebat cu ce se alimentează dumnealor. Cum se îmbracă? Uneori vin elevii, părinții mai îmbrăcați decât profesorii. Asta e o problemă. A doua problemă. În sfârșit, sper că în persoana doamnei Guțu, Direcția Educației, să aibă un conducător care, într-adevăr, iată, în perioada de vară și când va perfecta bugetul pentru lectura întâi anului viitor, să-și exclude din buget acele lucruri care nu frumoasă aș spune, fiindcă dacă dumneavoastră e modestă, eu tot am analizat, dumneavoastră știți, sute de mii, 200 de mii la o recepție, la manifestări extrașcolare, pentru ce ele nu ne trebuiesc, da, eu nu sunt potrivă, să fie, dar nu în așa măsură, când un profesor n-are cu ce să încălța și n-are cu ce să îmbraca, când o educatoare se gândește seara ce să pună în oală și să facă mâncare, sau să mai gândește, stați o clip, uitați-vă, copiii vin atât de îmbrăcați la școală, când copilul unui profesor, spuneți-mi, vă rog,
Da. Este mult de dorit în acest domeniu. Da, eu aș putea să, dacă da, eu vreau să de fapt să mă adresez la dumneavoastră, doamna Guțu. Iată, în albia aspectului financiar invocat de doamna Ceban, foarte mult s-a discutat despre aceste asociații de părinți care strâng o anumită sumă de bani, care contribuie la întreținerea instituțiilor de învățământ. Care e poziția dumneavoastră? Vreau eu aș vrea să continui gândul doamnei Ciobanu și în contextul ăsta să răspund și la întrebarea dumneavoastră. Ceea ce ține de autonomia instituțiilor de învățământ, o susțin și eu întru totul, dat fiind faptul că instituțiile de învățământ, în conformitate cu prevederile Codului Educației, au dreptul să aibă statut de executor de buget. Și în cazul respectiv, orice instituție își poate gestiona propriul buget, alocând bani atât pentru birotică cât pentru necesitățile instituției. Cu regret, eu constat la moment că Chișinăul este destul de pasiv în curajul directorilor de a-și atribui acest statut de executor de buget în raport cu instituțiile de învățământ din Republică. La moment, în Chișinău avem doar 23 de instituții care au statutul respectiv de executor de buget și le reușește destul de bine să-și facă distribuirea foarte eficientă a propriilor bani, inclusiv de procurare de materiale didactice și multe, multe altele. Încurajăm conducătorii instituțiilor de învățământ ca să aplice la proiectul respectiv și să îndrăznească să-și gestioneze proprii bani, să-și angajeze un contabil care va fi un suport în activitatea lor, ca să poată până la urmă să acopere necesitățile și a cadrelor didactice cât și a elevilor. Da. Și în contextul ăsta, ca continuare, asociațiile de părinți, la fel deci în conformitate cu prevederile Codului Educației, Codul Educației prevede activitatea asociațiilor de părinți. Eu astăzi nu pot să zic că de mâine voi putea stopa și voi avea toată puterea și nu știu dacă curajul, dar puterea ca să stopez activitatea asociațiilor obștești de părinți. Dar eu cred că noi am putea face tot posibilul ca să ținem sub control activitatea acestor asociații. Dar există transparență în aceste asociații? În multe există, dar în foarte multe nu există. Deja noi am inițiat câteva acțiuni pentru a verifica aceste asociații. Chiar pot să zic concret, am făcut interpelări la Centrul Național Anticorupție pentru două instituții de educație timpurie, unde am solicitat implicarea angajaților respectivi în evaluarea activității asociațiilor obștești. La zi, din informația pe care o deținem noi, avem peste 100 de asociații obștești în municipiul Chișinău, care au binevoit să se declare că există și activează. Nu este exclus că sunt mult mai multe, dar până la urmă nu doresc să raporteze că există. Domnule Ceban, eu vreau să revenim un pic la dimensiunea asta socială și să vorbim ce a propus consilierii pe care îi reprezentați dumneavoastră la capitolul susținere a ceea ce numim noi, nu știu, asistenților parentale, persoanelor aflate în dificultate și așa mai departe. După răspunsul dumneavoastră o să rog regia chiar să mai facem o legătură telefonică cu oamenii care simt pe propria piele ce se întâmplă acolo. Da, eu până treci la acest capitol vreau iarăși să adaug că doamna Guțu a vorbit de asociațiile părintești, dar să știți dumneavoastră că atât Consiliul Municipal cât și Direcția de Educație nu are nicio pârghie asupra acestor asociații, fiindcă ele sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Vă dați seama? Și când vrei să le desființezi sau să faci ceva, asta de acum depinde de conducătorul aceia, fie grădiniți, fie școli. Fiți buni oameni buni, ca să nu apară aceste plângeri, scrisori, că banii se fură, banii se duc. Fiți buni la fiecare lună, tot colectivul instituției împreună cu asociația de părinți. Distribuiți proporțional aceste surse financiare, dacă v-ați asumat acest așa răspunderii, și nu trebuie să începem a ne descurca la nivel de Consiliu Municipal sau la nivel de direcție. Ceea ce ține de problema persoanelor aflate în dificultate, care mi-ați dat dumneavoastră întrebarea, eu vreau să vă zic că fracțiunea Partidului Socialiștilor, știți, tot timpul am fost alături de oameni, indiferent de apartenență politică, naționalitate, stare socială. Pe noi mai puțin asta ne privește și ne interesează. În direcția și în viziunea noastră este omul, este persoană, fiindcă indiferent de care, din ce categorie nu faci parte, orice om este personalitate, indiferent. Da. Și noi, știți, iată, vreau să vă zic că
nu chiar acum la moment. Ne-am propus 4 proiecte, astăzi au fost votate, ca să mărim cu 40% salariul din economiile, știți, care le-au aceste direcții din lipsa cadrelor care, conform unităților aprobate, fiindcă nimeni la salariu de 1100 de lei nu o să vă vină la protecția copilului, unde noi, vă dați seama, avem acolo pedagogi care ei nu sunt salarizați conform salariilor pedagogilor din instituțiile de învățământ. Și nimeni nu s-a pus această întrebare. Legea trebuie schimbată, nu este corectă, este o ilegalitate, nu este o echitate socială. Asta e una. A doua, în afară de aceasta, spuneți-ne dumneavoastră, avem, vreți, nu vreți, numărul pensionarilor din an în an crește, indiferent de care vârstă este și care, câte persoane active avem pentru întreținerea unei persoane pasive. Dar cel mai dureros este majorarea pensiilor. E zero, valorizarea e zero, indexarea e tot aceea, fiindcă foarte mulți pensionari, persoane aflate la această vârstă, cu indexarea, cu valorizarea, ei practic au pierdut, fiindcă dacă până anul acesta ei mai primeau și un ajutor de la stat, 180 de lei, 200 de lei, astăzi dacă tu ai trecut după indexare sau valorizare un leu, oamenii au pierdut acești 180 de lei și nu mai au nici, dreptul nici la o susținere. Asta e un moment. Alt moment este, știți că astăzi cine s-a angajat lucrător social? Lucrător social în asistență socială cu salariu de 1100 de lei, să acești pensionari de 60-70 de lei și se angajează din nevoie ca să deservească alți pensionari țântuiți la pat sau solitari care nu au copii, să le procure producte, să le facă ordine în locuință, să le, chiar și să le facă toaleta intimă și multe altele, să vină măcar 4 cuvinte cu dânsii să vorbească. Vă dați seama, nu mai vorbim de asistenții sociali. Asistenți sociali, obligatorii, studiu superare, asta ce este salariu, spuneți în dumneavoastră, ei nu intră în funcția publică și în asistența socială sunt peste 1000 de așa angajați. 1292 de angajați astăzi le-am mărit de la 1 iulie cu 40% din economiile lor a direcției. Și de ce am făcut lucrul ăsta? Ne-am propus împreună cu doamna director, ne-am propus împreună cu fracțiunea, am consultat direcția finanță, am verificat absolut tot, fiindcă acești bani oricum la sfârșit de ani rămân, nimeni nu și-a pus întrebarea de ce rămân, se duceau la drumuri, drumuri nu avem, la alte, numai nu ca să stimulăm și să menținem tinerii specialiști aici în țară. Da, doamna Ceban, eu știu că practic o bună parte din persoanele care au nevoie îi cunoașteți personal și le-ați deschis cel puțin o dată ușa. Până regia face legătură cu doamna Preda, eu zic că să ne faceți o mică prezentare a acestei femei. Da, în cadrul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, având în vedere că o mare parte din copii, indiferent de vârstă, sunt abandonați de părinți, sunt copiii străzi indiferent de la o zi, de la o lună, sunt părinții decăzuți de drepturile părintești, de diferite motive. Iată, aceasta e Caterina Preda, dacă va lua cu noi legătura. Știți, este o familie care cu un suflet mare, având a ei 2 copii, de acum sunt maturi, desigur că dumneai deja vreo 7 copii abandonați, i-a crescut cu dizabilități, la cărucior, i-a hrănit prin sondă. Dumneavoastră, vă dați seama ce suflet trebuie să ai. Și ce este aici foarte dureros, eu aș vrea ca administrația centrală, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să înțeleagă că ei elaborează o lege, nu poți să pui chiar așa o inechitate socială. Iată, luăm această familie, da? Da. Ori dumneai are 3 la întreținere copii abandonați, ori altă familie are un copil abandonat, salariul e același. Ori pentru 3 copii, ori pentru 4, ori pentru 1. Dumneavoastră, vă dați seama ce înseamnă asta? Iată, vom încerca să discutăm cu ea și vom afla din primă sursă. Rog regia să ne facă legătură cu doamna Ecaterina Preda, asistent social, să aflăm cum este posibil ca în aceste condiții să activezi. Până se reușește a face legătura, doamna Guțu, în linii mari, vreau să ne vorbiți despre nu știu, starea de lucruri pe care ați moștenit-o, iau în ghilimele de rigoare, pentru că sunteți relativ nou în această funcție și bănuiesc că unele lucruri încă v-au trezit sau vă și mai trezesc semne de întrebare.
E așa sau nu? Cum, cât de transparentă e, nu știu, direcția pe care o reprezentați? La moment constat cu regret că nu este atât de transparentă activitatea direcției generale. Nu știu dacă poate e o moștenire, dar până la urmă direcția generală este și ea o victimă a întregului sistem, a întregii societăți. Eu intenționez să fac tot posibilul ca să realizez o activitate pe cât e posibil de transparentă pentru toți beneficiarii educaționali. Cu regret astăzi constat că avem un colectiv în cadrul direcției în primul rând nu sunt acoperite toate locurile. Deci avem 35% de vacanțe în cadrul direcției generale. Avem un număr impunător de angajați care sunt de vârstă onorabilă, cu o experiență frumoasă, dar până la urmă undeva obosiți de munca pe care o prestează. În același timp e foarte dificil să motivăm alți angajați să avem concursuri bune, pentru că salarizarea unui funcționar în cadrul direcției este foarte modestă, mult prea modestă decât ar fi putut fi, până la urmă e chiar mai modestă decât cea unui profesor. Și atunci când merge un inspector școlar cu un salariu atât de mic să se impună ca mare șef și ca mare evaluator, într-o școală e foarte dificil. De aceea intenționez să recrutez angajați noi, să încerc să-i motivez poate cu zonă de extindere, ca să acoperim locurile vacante și respectiv să realizăm un plan, să ne facem un plan de activități acum pe parcursul verii pentru următorul an de studii, pe cât e posibil de lucrativ. Vreau să punem accent pe evaluări, pe cât mai multe evaluări tematice în instituțiile de învățământ, pe respectarea regimului de activitate al instituției, a conducătorilor. Deci multe aspecte așa mai problema cadrelor didactice persistă și anul ăsta? Da, și cu regret continuă să persiste și în fiecare an numărul de profesori de care necesită municipiul Chișinău se mărește. Cum încercați să atrageți, nu știu, tinerii specialiști până... Încercăm prin toate metodele. În primul rând că suntem mediu urban și la Chișinău e mult mai bine să lucrezi, zicem noi așa. Dar dacă nici Chișinău nu poate acoperi locurile vacante, atunci chiar e dificil ceea ce se întâmplă în mediul rural. Noi avem școala profesorului debutant în cadrul direcției. Deci chiar este o experiență frumoasă, organizată de către secția Resurse Umane, în care îi antrenăm în diferite activități frumoase, de bune practici, de formări. Recent am avut o excursie, o călătorie în România pentru un grup de profesori, de 45 de profesori debutanți, pentru a prelua experiențele frumoase din alt stat. Totodată îi încurajăm și pentru posturi. Așa, diferite posturi. Acceptăm ca să vină profesorii să opteze pentru diferite posturi. Au zone de extindere ca profesor, o șarjă didactică mai mare decât 18 ore ca financiar să poată să se întrețină. Da. Dar oricum, neavând spațiu locativ, e foarte, foarte dificil să-i menținem în școală. Vreau să fac aici o mică remarcă, doamna Ceban. Regia a încercat să o contacteze telefonic pe doamna Preda, dânsa ne-a răspuns, însă a menționat că nu face nicio declarație pentru că direcția nu îi permite să facă altceva decât punctul oficial. Regia de asemenea a încercat să facă legătura cu doamna Carolina Olaru, șef interimar a Direcției Asistență Socială, dânsa cu păreri de rău nu ne răspunde la telefon. Sperăm între timp dă curs invitații noastre și intră într-o legătură telefonică. Revenim la gândul pe care ați dorit să-l anunțați un pic mai devreme. Problemele din domeniul social și aici aș adăuga, pentru că există o interdependență între ele și în cele din domeniul cultural. Este o dependență, asta e una, dar eu aș vrea ceea ce a spus doamna Guțu, doamna director, să știți că profesorii, când au mers la studii, au mers ca să fie dască, profesori. Dar vedeți că zi de zi apar probleme care vrem noi sau nu vrem, direct sau indirect, sunt atrași la răspundere și profesorii. Ce am eu asta, ce vreau să spun? Fie grădinițe, fie instituții de învățământ, copiii se alimentează. Și eu aș vrea ca pe anul viitor,
Fiindcă noi am pus întrebarea asta consilierii municipali și eu nu știu dacă e până la moment este hotărâtă. Nu știu dacă există unitatea de nutriționist în direcția educației, dar asta se cere, vrem noi sau nu vrem. Nu poate un dascăl, un director de instituție să-și asume această responsabilitate. Mai departe, problema a fost și rămâne a asistentelor medicale din școli. Știți, asistentelor medicale din grădinițe, nu este bine că salarizarea lor este după numărul de grupe și numărul de copii. Așa îmi pare. Trebuie să meargă ca în tot sistemul, ca în domeniul sănătății. Și atunci noi vom avea și cadre în grădinițe medicale și în instituțiile de învățământ. Fiindcă eu mă întreb, spuneți-mi vă rog, noi, fiind buniei, fiind părinții, vă încredințăm ce avem mai sfânt pe lume, copiii, la grădiniți, la școli. Cineva trebuie să poarte responsabilitatea. Noi cerem de la doamna director, de la metodist, de la tot, să fie procesul de învățământ, în primul rând, da? Dar paralel cu asta nu este mai puțin important ceea ce mănâncă copilul, cum doarme copilul, cum vine copilul, care-i starea sănătății copilului, care-i vaccinările copilului. Ori nu e așa, da, acest proiect pe care l-ați pus pe roate în primăvara anului trecut cu personalul auxiliar a prins contur? Se realizează? Da, acest proiect merge mai departe, este pentru bucătari, tot ceea ce este în personalul, în, tehnic. În personalul tehnic, auxiliar, asistență medicală din instituții de învățământ timpuriu. Dar astăzi noi avem deja pregătit și sperăm că cineva a luat inițiativa, avem calcule, avem tot, au rămas educatorii care nu li s-a adăugat nimic la salariu. Știți, eu cred că aici va apărea, noi trebuie să ne gândim la aprobarea bugetului în prima lectură, ori facem un proiect de decizie separat, un anumit procent pentru sfera socială și sfera de învățământ la toți fie de la început de an, să nu ajungem la mijloc de an și scătăm economii, fiindcă vedeți ce se întâmplă peste tot cu bugetul, găuri sunt de toate de astupat, dar cerințe sunt foarte mari în instituțiile de învățământ, vrem noi sau nu vrem, instituțiile și dirigenții sunt ocupați și orele suplimentare și în afară de asta mai sunt diferite ședințe la care dumnealor sunt întrerupți și trebuie să le faci numai decât și pe acestea, că să le aduci la cunoștință tot. Lucru este mult. Da. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Noi astăzi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, am venit în Consiliul Municipal, știți, atât vorbim de învățământ. Da. Eu când învățam la școală, elita satului era profesoara, sora medicală din sat și bibliotecară, da? Astăzi sunt cei mai săraci. Dar astăzi sunt cei mai săraci și eu aș vrea să vă întreb de ce. Spuneți-mi dumneavoastră, chiar la nivel central nu se știe că vară, iată, copiii au plecat în vacanță, trebuie să aibă ocupație, da? Să merg la biblioteci, să citească, da, o carte. Dar spuneți-mi dumneavoastră, noi astăzi avem 27 de biblioteci în municipiul Chișinău, da, și cu locuri vacante 171. Da. Noi avem muzeul orașului, domnule moderator, dacă știe cineva care e muzeul orașului, turnul de lângă Universitatea de stat, din 18 unități aprobate, activează 6 și aceștia expensionări. Da. Despre care cultură vorbim noi? Spuneți-ne. Doamna Guț, haideți să continuăm această dimensiune a domeniului culturii și nemijlocit și a celui de învățământ. Doamna Guț, doamna Ceban, cer scuze, a făcut un enunț foarte interesant legat de sărăcia, eu în ghilimele, de rigoare a oamenilor de cultură și din domeniul învățământului. Ce nu funcționează? Nu funcționează, deci salariile mici respectiv este, deci nici nu mici, aș zice nemotivaționale pentru cadrele didactice, își feresc că nu pot să-i inspire, să-i susțină să fie creativi atunci când cadrul didactic cu adevărat se gândește cum să acopere cheltuielile de zi sau acoperirea chitanțelor. Ne-am dorit foarte mult ca salariul să fie motivațional și atunci suntem convinși că vor veni tinerii în sistemul educațional, vor merge la studii la universități și de acolo vom putea prelua
profesori de calitate. Astăzi merg pentru a-și face studiile în educație doar foarte puțini și cei care probabil că prin vocație le-i dat. Dar cum atragem noi până la urmă, nu știu, tinerii specialiști, dar vreau să păstrați acest gând pentru că în legătură telefonică este Stella Mitriuc, șeful secției cultură. Bună ziua, vă salut doamna Mitriuc. Alo, bună ziua. Alo, vorbiți. Sunteți în emisie directă. Alo, se pare că avem ceva defecțiuni tehnice sau dumneai este, dar ceva se întâmplă. Doamna Mitriuc, vă salut, bună ziua. Mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Ne auziți? Mai încercăm o dată să ne fac legătura telefonică. Ziceam, doamna Guțu, în mediul rural ajung prea puțini bibliotecari, prea puțini profesori. Până la urmă, lucrul ăsta se răsfrânge și asupra calității educației pe ansamblu în aceste localități. Da, asta se întâmplă și în municipiul Chișinău. Pe lângă asta, o problemă este foarte serioasă. Copiii noștri nu citesc. Chiar având bibliotecile pe care le avem, puține care sunt în municipiu, cu regret copiii influențați de calculatoare și de telefoane, astăzi sunt poate niște victime ale IT-ului modern. Copiii cu regret astăzi cresc fără modele educaționale. Neavând, cândva noi eram educați pe personaje pozitive din literatură. Da, dar eu vreau să revenim un pic poate la aspectul financiar, pentru că el este determinant în cele mai multe cazuri. Spuneți-mi, vă rog, astăzi, la ora actuală, avem școli a cărui, nu știu, tavan curge? Nu e posibil a desfășura orele pentru că nu sunt condiții, nu există căldură, nu mai știu ce nu există? Nu avem. Avem anumite școli cu anumite probleme ce ține de acoperiș. Acum, în vara aceasta, deci am demarat procesul de reparație a instituțiilor, da? Și ca să vă spun exact, avem 22 de instituții în care se face reparația acoperișului. Avem 120 de instituții în care se fac reparații generale. Cam 43 de instituții în care se repară sistemul de încălzire. De aceea vrem să credem și vom face tot posibilul ca intrând în noul an școlar să avem cât mai puține probleme. Avem instituții de învățământ cu sold negativ în care un bloc nu este valorificat din lipsa de copii. Și este tot o problemă pentru că blocul nevalorificat respectiv rămâne fără stăpân, neutilizat și se întâmplă ce se întâmplă. Domnilor invitate, eu în calitate de jurnalist sunt poate obligat aici să fac o mică paranteză. Mi se pare straniu din poziția pe care o reprezint și statutul pe care îl am. Doamna Olaru a refuzat să intre în legătură telefonică. Doamna Preda zice că vorbește doar cu acordul celor de la direcție. Lucruri stranii în contextul în care primăria, autoritatea publică locală există din banii noștri ai fiecăruia și respectiv ar trebui să avem și un drept, nu știu, de transparență, de a afla cum sunt cheltuiți acești bani. Chiar o să îndrăznesc să întreb, doamna, ce bani? De ce această lipsă de dorință de a comunica cu reprezentanții media? Până la urmă cerem niște date a cărui finalitate ne va afecta, dacă nu azi, mâine atunci. Ceea ce doamna Preda a spus că este interzis, noi vom discuta cu conducerea direcției pentru protecția drepturilor copilului, că asta nu e primul caz când noi auzim așa, dar eu vreau să revin la ceea ce a vorbit doamna Guțu, da? Într-adevăr de transparență, fiindcă nu este clar. Noi am cerut consilierii municipali și vom cere în continuare, s-a terminat circuceal care exista în primărie și vom cere ca lunar, trimestrial, executarea bugetului să fie în direct afișată, ca să vadă și părinții, să vadă tot populația, pentru ce să dau bani și cum s-au cheltuit. Și de ce vreau să vă spun aceasta? Până administrația centrală nu se va întoarce cu fața la cetățeni, fiindcă la acest capitol eu vreau să vă zic dumneavoastră, că în orice instituție, fie la nivel central sau local, cel mai periculos astăzi este legea achizițiilor publice. Aceasta este o lege care duce direct la fraudele statului și a banilor publici, fiindcă nu trebuie să cauți unii să mai fură, dar trebuie să, chiar de la început există,
înțelegeri care e suma de la, care sunt procentele de la suma totală a contractului și asta am avut-o până acum. Sper că noi șefi de direcții să pună capăt la aceste momente și într-adevăr banul public să fie cheltuit acolo unde este necesar, fiindcă avem instituții de învățământ care nu au acoperiș, avem instituții, dați-vă seama ce am avut anul trecut cu Eminescu, cu liceul Eminescu, astăzi avem cu liceul de la Cricova, cu acoperișul, avem cu Chiril și Mifodi, sunt lucruri foarte... Doamne, Iguțu, i-a rămas o moștenire, știți... Cam dacă vreți să așa să vă mai vizual să o vedeți, să-l vedeți numai pe chirtoacă și pe fleaș în garaj beț și să vă dați seama ce a fost până acum în sistemul educației. Da. Noi nu ne dorim aceasta. Noi vrem toți să lucrăm pentru cetățeni. Ne-au delegat aici ca să le apărăm interesele și să venim, nu să ne ascundem că eu refuz, vom discuta și cu doamna Carolina Olaru, dumneavoastră este obligată orice, la orice interviu să răspundă, indiferent ține este chemată în emisii sau nu, da, să dea ei părere la urmă. Doamna Guțu, eu cred că pe final de emisiune se cere, a acordat două întrebări destul de dureroase. Unul ține de hrana în grădinițe, am avut un scandal enorm și care se pare că nu a luat sfârșit, epopeea s-a mai repetat cu terci, cu vermi și așa mai departe și furnizorii se pare că au revenit sub o altă denumire. Vreau aici să comentați dacă starea de lucruri s-a redresat și după aceea un următor aspect. Noi facem tot posibilul să ținem sub control alimentația copiilor. Totodată, eu îmi doresc foarte mult ca această povară, pentru că cred eu că este o povară pe umerii directorilor de instituție de educație timpurie, monitorizarea alimentației copilului. Un director de instituție de educație timpurie de grădiniță urmează să primească produsele, să le verifice, să numere, să vadă cum se pune în oală, așa zicând eu la figurat, să vadă ce ajunge pe masa copilului și lasă în umbră educația copilului. Dar, de fapt, misiunea lui este să fie alături de copii, alături de cadrul didactic, să monitorizeze cum se desfășoară procesul educațional. De ce eu îmi doresc și noi... Eu de fapt mă adresez tuturor structurilor ierarhic superioare ca să ia această povară de pe umerii directorilor noștri. Eu aș vedea, noi avem diferite idei, așa, cam cum ar fi bine să se realizeze acest proces, poate prin combinatele școlare care erau cândva, ca și angajații și bucătarii să fie angajații combinatelor respective. Acolo să se asigure evaluarea produselor, calitatea bucatelor și cu adevărat directorul de școală sau de grădiniță să-și facă dimensiunea pe educație, pe segmentul respectiv. Doamna Guțu, într-un minut, e grădiniță? E grădiniță, funcționează. Funcționează? Da, funcționează și... A dat rezultate? A dat rezultate. Implementăm la anul viitor cu succes? Da, și e școală, continuăm. Da, vreau să zic că au fost anumite probleme, cam vreo două luni, am avut destul de multe probleme. De aceea dar, și am acordat această întrebare. Dar orice schimbare e dificilă, pentru că e dificilă și pentru angajații noștri, că este ceva nou, e dificilă pentru părinți, că nu știu cum să facă aplicația respectivă. Avem foarte mulți părinți care elementarul nu au o adresă electronică prin care pot aplica dosarele. Noi am angajat acum un funcționar în cadrul direcției, care este responsabil nemijlocit de centrul respectiv, acordă toate consultațiile posibile părinților. Avem sute de telefoane din partea părinților și încercăm să acoperim toate necesitățile. Eu cred că el va... Deci s-a pornit bine, susținem și intenționăm pentru anul viitor și înscrierea copiilor în clasa 1, să o facem transparent, prin aceeași aplicație. Doamna Ceban, pe final de emisiune, spuneți-mi, vă rog, pentru viitoarele ședințe, lăsăm, și când zic lucrul ăsta mă refer la toate fracțiunile, lăsăm ambițiile politice, ne apucăm de susținut proiectele sociale, proiectele culturale care au un impact direct asupra calității vieții noastre, sau mai continuăm cu circul pe care îl avem deseori în CMC? Circul nu a existat și nu va exista, ambiții politice nici nu pot să existe, fiindcă noi, fracțiunea socialiștilor, iată, chiar în următoarea ședință ne propunem să discutăm absolut cu toate instituțiile, am solicitat numărul tinerilor specialiști și ne propunem ca chiar în timpul cel mai apropiat să mergem iară cu vreo 4-5 proiecte, dintre care unul foarte important, ca să menținem tinerii specialiști, să le achităm o sumă concretă pentru chirie
celor specialiști care activează de la 0 până la 3 ani. Mai discutăm cu ceilalți conducători și cu ceilalți fracțiuni o sumă lunară ca ei își poată achita chiria și iar îi scoatem din unele greutăți care ei practic, dacă sunt tineri specialiști, clar că nu își pot acoperi cheltuielile. Și de aceea eu vă spun încă o dată, eu ambiții politice nu văd, eu tot timpul am fost și fracțiunea noastră tot timpul a fost alături de cetățeni. Practic, în parcursul mandatului care iată de acum mergem spre final, am fost lângă oameni, am fost pentru oameni, am fost pentru angajați, am fost pentru colegi, chiar suntem, deja am propus și astăzi n-au dovedit să ne aducă și proiectul privind achitarea primului celor de 3 salarii angajaților publici. Sper că în următoarea ședință va fi definitizat și adus la Comisia Bugetului, fiindcă ei să dovnească către școală acești dascăli să fie frumoși îmbrăcați, aduși în ordine și toți cei care funcționari public să fie mulțumiți de ceea că, într-adevăr, noi am ajuns cu dânsi la un tor comun și lucrăm pentru cetățeni. Doamna Ceban, doamna Guțu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune, vă aștept și cu alte ocazii. Nu pot să nu mă adresez și către cei pe care i-am vizat în cadrul emisiunilor noastre. Eu vă îndemn, dați curs invitațiilor noastre. Informația este cea care trebuie să stăpânească. Eu vă mulțumesc. O zi bună!